Bună seara, stimați prieteni și neprieteni, trecem de zori la treabă pentru că avem mai multe subiecte de analizat astăzi. O să mă opresc pentru început un pic la subiectele legate de ultima sărbătoare din șirul de sărbători pe care le-am avut așa într-un, eu mai glumesc, într-un Ramadan moldovenesc, sărbătorile creștine și sărbători mai puțin creștine care s-au desfășurat, dar și toate provocările care, cu care ne-am confruntat noi în această perioadă. Dumneavoastră știți că noi, Mișcarea Populară Antimafie, am fost foarte activi în această perioadă și ne-am spus punctul de vedere, am zădărnicit și am încercat să zădărnicim anumite acțiuni care ne s-au părut nouă că pot amenința parcursul nostru european, dar și securitatea în această zonă și în special în țara noastră, Republica Moldova. Așa cum vă spuneam și săptămâna trecută, noi am făcut o conferință de presă în care le-am cerut guvernanților să facă tot posibilul să zădărnicească venirea lui Rogozin la Chișinău. Din păcate, autoritățile de la Chișinău au procedat cu totul anapoda și în loc să zădărnicească venirea lui Rogozin la Chișinău, au participat și ei la această provocare, înflându-o tot mai mult. Pentru că vizita lui Rogozin la Chișinău s-a produs după un anumit scenariu elaborat la Moscova și n-a fost așa cum se credea la început, un nebunul satului care a venit pe cont propriu să facă o sărbătoare la Tiraspol. Deci s-a observat foarte clar că a fost un scenariu foarte bine pus la punct pentru a atrage într-un conflict și a avea motive de a se răsti la toate țările din zonă. Și patronii lor de la Moscova, Medvedev și Putin, în principiu l-au sprijinit pe acest criminal care a venit și a provocat aici în această zonă. Eu de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că mai mulți analiști politici, mai multe trâmbețe din astea propagandistice ale actualei guvernări s-au grăbit să spună că, domnule, uitați-vă că în sfârșit avem și noi posibilitatea să vorbim despre faptul că parcă guvernarea de la Chișinău s-ar fi comportat cu demnitate atunci când au reținut niște presupuse liste prin care Transnistria își cere independența sau aripirea la Rusia și pe care Rogozin ar fi vrut să le transporte în avionul lui spre Moscova. Eu am mare îndoieli și am motive să cred că asistăm iarăși la o farsă. Sunt sigur că Serviciul de Informare și Securitate din Republica Moldova, care nu lucrează pentru Republica Moldova, care în mare parte lucrează pentru Rusia și pentru provocările Rusiei, a fost parte a acestui scenariu cu aceste liste. O să mă întrebați, domnule, dar ce puteau să facă ăștia? Vă spun foarte simplu. Ca să nu ne pomenim că este atras într-un conflict absolut inutil și de care nu are nevoie absolut nimeni, nici Bulgaria, nici România, nici Ucraina, era simplu ca lui Rogozin să nu îi se dea curs cererii lui de aterizare a acestei aeronave la Chișinău. Deci toate aeronavele, fie că sunt charter, fie că sunt aeronave de cursă, zboară în conformitate cu un așa zis flight plan pe care îl dau autorităților aeronautice ale țărilor al căror spațiu îl survolează și a țărilor pe teritoriul căruia aterizează. Deci pentru ca o țară să permită survolul unui avion pe teritoriul său, trebuie să existe o cerere aprobată de aterizare într-un anumit loc. Deci faptul că Republica Moldova a dat acordul de aterizare a acestui avion, asta și-a declanșat toate provocările care au urmat în urma acestei aprobări a cererii de aterizare în Republica Moldova avionului lui Rogozin. Ori Republica Moldova avea o sumedenie de motive pentru care să nu-i permită lui Rogozin să aterizeze la Chișinău și motivul de bază a fost că un oficial de un asemenea rang nu putea să vină în Republica Moldova așa ca la o șuietă, nu putea să vină în Republica Moldova ca într-o guvernie rusească. El trebuia să aibă un plan aprobat împreună cu Ministerul de Externe, trebuia să aibă o agendă pe care ar trebui să o urmeze, dar așa a venit ca un căpcăun și Republica Moldova iarăși s-a comportat într-un mod absolut nedemn și necivilizat în această situație, ba mai mult punând în pericol de fapt securitatea în zonă și de fapt punând într-o situație destul de neplăcută țările din jurul nostru. Acum, stimați prieteni și neprieteni, vreau să vă spun un lucru. Eu mi-am pregătit niște întrebări pe care mi le-au adresat niște cetățeni și am să mă refer la ele. Mi-a scris înainte, știți că eu mai răspund la întrebări, dar acum am hotărât să răspund mai înainte, pentru că este legat de subiectul
despre care vă vorbesc acum. Mă întreabă Andrei Mereacre, care îmi spune că el la început nu a fost foarte de acord cu mine, se referă Andrei la perioada de acum un an, acum doi ani, el privește emisiunile noastre și spune că a trebuit să se întâmple ceea ce s-a întâmplat acum, să atace Rusia-Ucraina, ca să-și dea seama că eu am avut dreptate toți acești ani când am vorbit cuvinte de ocară la adresa Rusiei. Asta este esența întrebării, adică esența mesajului lui Andrei Mereacre, care spune că Republica Moldova trebuie să sprijine pe toate căile Ucraina. Știți că asta este și punctul meu de vedere. Dar dacă adăugând la ceea ce a spus domnul Mereacre, mesaj care m-a bucurat foarte mult, pentru că să știți că eu nu mă erijez niciodată în postură de prezicător sau de un om care are viziuni sau vizionar, nu asta este scopul meu. Eu chiar mă bucur atunci când reușesc să zădărnicesc anumite fapte și ele nu se produc. Lăsați mai bine să zică lumea, ei, de data asta n-a avut dreptate domnul Mocanu, decât să spună da, a avut dreptate și uite s-a întâmplat la fel de rău. Sincer vă spun, eu prefer ca prin vorbele pe care le spun eu să zădărnicesc anumite acțiuni și sper că cei ce vă să vă spun astăzi, printr-o analiză foarte exactă ce ar urma să se întâmple în viitorul apropiat, iarăși să nu se adeverească și să reușesc să zădărnicesc anumite acțiuni ale acestor ipocriți care se află la guvernarea Republicii Moldova. Deci, așa cum vă spuneam, atitudinea noastră, și aici am să mă refer și un pic aici ce suntem noi, cred că este absolut necesar să mai revin și să vă spun despre noi, despre Mișcarea Populară Antimafie, despre care dumneavoastră trebuie să știți tot mai multe și mai multe, pentru că prin această emisiune eu sper că reușesc să trecându-vă din categoria neprietenilor noștri în categoria prietenilor, să vă fac și oameni activi care în imposibilitatea noastră de a avea o campanie foarte bine susținută financiar și logistic, ca dumneavoastră să supliniți într-un fel acest handicap pe care îl avem noi în fața formațiunilor politice care bagă în această campanie electorală care stă să se înceapă milioane. Spuneți-mi, vă rog, la ce a trebuit lui Plahotniuc să bage vreo 230.000 de euro în spectacolul ăsta pe care l-au făcut în piața operei și balet, în fața Teatrului de Operă și Balet, unde a venit Kirkorov și pentru o sumă destul de frumușică s-a declarat prietenul de o viață a lui Vlad Plahotniuc. Ridicol și comic. În general, trebuie să știți, stimații mei prieteni și neprieteni, acești Vlad Plahotniuc și Vlad Filat, deci ei, tot ceea ce fac ei în spațiu Republicii Moldova, eu mă refer acum la tot felul de ieșire anapoda în aceste zile de sărbători, cu tot felul de clipuri în care al dumneavoastră Vlad Filat și Vlad Plahotniuc vă fericită cu tot felul de sărbători, toată chestia asta ar fi comică și noi am putea râde copios în cazul în care nu ni s-ar umbla la buzunare, în cazul în care ăștia s-ar comporta atât de grotesc și atât de ridicol, noi am avea posibilitatea, lumea ar fi avut posibilitatea la sărbătorile astea chiar să se distreze copios pe seama smintelii pe care o demonstrează ăștia la toate posturile lor de televiziune. Situația nu este comică, din păcate, și nu ne putem permite să râdem, pentru că în spatele acestui comportament grotesc și ridicol stau furturile de milioane pe care le fac acești oameni în fiecare zi. Am să mă refer la acest lucru un pic mai departe, dar revin la subiectul legat de Rusia, de atitudinea noastră a Mișcării Populare Antimafie față de acest vecin mare și periculos pe care îl avem noi în estul Republicii Moldova. Mai mulți moldoveni care fie dintr-o anumită cumsicădienie, fie dintr-o anumită lașitate care persistă în caracterul nostru, dat fiind asupririle care au fost și aceste proverbe că capul tăiat, sabia nu taie și tot felul de chestii din astea, domnule, să nu-i supărăm pe ruși, așa mai departe, noi auzim tot felul de reproșuri, am avut oameni care au zis, domnule, dar v-am sprijinit pe dumneavoastră Mișcarea Populară Antimafie, dar acum când vă vedem că dumneavoastră vă plasați pe o poziție atât de antirusească, noi avem îndoieli și așa mai departe. Stimații mei prieteni și neprieteni, cei care credeți în mesajul nostru, în mesajul nostru de a schimba la față această țară, de a crea o altă țară cu o altă față, de a schimba clasa politică, trebuie să știți că atacul pe care îl facem noi asupra Rusiei nu este un atac gratuit. Noi am fost așa întotdeauna, n-am fost antiruși. Noi suntem împotriva
regimului Putin. Și când cineva îmi scrie un alt prieten de-al nostru mai vechi, Vecislav, care mă întreabă dacă nu cumva asistăm la un nou pact Ribbentrop-Molotov în cazul Ucrainei al secolului 21. Nu, Vecislav, eu nu cred că noi asistăm la un nou pact Ribbentrop-Molotov, măcar pentru faptul că la ora actuală nu există doi actori așa cum au fost atunci, Hitler și Stalin. Acum avem numai un singur Hitler, în persoana lui Putin îl avem și pe Hitler și pe Stalin. Adică Putin nu poate încheia cu el acorduri din astea de Ribbentrop-Molotov și este un personaj, o să vedeți că va deveni un personaj din ce în ce mai indizerabil și din ce în ce mai ridicol pentru stropșala pe care o face el la toată lumea din jurul lui. Și atunci poziția noastră este foarte clară. Noi nu suntem anti-ruși, noi suntem anti-Putin. Din păcate, în Rusia persistă mentalități medievale care ne sunt străine nouă, românilor de aici, oameni care suntem toleranți genetic și care am transmis acest spirit de toleranță și etniilor conlocuitoare cu noi. Trebuie să știți că rușii, găgăuzii, alte etnii din spațiul ăsta, deci în special mă refer acum la ruși, deci și ei au devenit mult mai toleranți datorită toleranței noastre și cred că rușii de aici se deosebesc de rușii din Rusia, chiar dacă pe locuri îi vedem nervoși și adeseori aproape agresivi în promovarea unor idei imperiale rusești, constituindu-se aici într-un fel de coloana a cincea a Rusiei. Mă întrebați și vă răspund, cum ar trebui, mă întrebați dumneavoastră, foarte mulți dintre dumneavoastră să ne comportăm noi în raport cu Rusia. Ascultați ce vă spun acum și sper să mă înțelegeți corect. În primul rând, noi trebuie să ne temem de Rusia. Și ascultați-mă, vă rog, foarte atent și să nu încerce cineva acum să-mi spune, domnule, cum să... Deci noi trebuie să declarăm lucrul ăsta. Noi ne temem de Rusia așa cum te teme de un lup, de un tigru, de o fiară sălbatică, de un gândac, de un paianjen. Deci noi trebuie să ne temem de ei, pentru că regimul lui Putin este periculos. Și noi, ca și țară mică, trebuie să le spunem în față. Domnule Putin, noi ne temem de tine, nu e nicio problemă. Deci dacă voi vreți să ne temem de voi, noi vă recunoaștem. Noi ne temem și acționăm în consecință. Noi nu trebuie să fim lașii care această frică ne-ar inhiba și ne-ar face lași în fața lor și slugarnici, așa cum au făcut-o generații din generații dintre moldoveni. Asta nu trebuie să o facem, ci trebuie să spunem sus și tare și rușilor și partenerilor noștri europeni, noi ne temem de ei și acționăm în consecință. Un om care se teme și care este viteaz își ia măsuri de autoapărare în cazul în care este amenințat, în halul în care ne amenință Rusia la ora actuală, și atunci lucrurile s-ar lămuri. Dar așa ăștia o fac, domnule, dar noi nu ne temem. Dar de ce să se teamă ei dacă orice le-ar face rușii, lor le place? De ce s-ar teme ei? Noi ne temem oamenii normali care vrem în Europa, care nu vrem să fim monedă de schimb, care nu vrem să împărtășim soarta ucrainenilor care acum sunt omorâți pe câmpul de luptă în acest război declarat de Rusia împotriva Ucrainei. Deci această poziție a noastră trebuie să fie foarte clară. Deci vreți să recunoaștem că ne temem. Ne temem de voi, periculoșilor, dar noi avem țara noastră, avem parcursul nostru și chiar dacă suntem mai mici ca voi, avem spirit de rezistență în noi și vrem să ne opunem acestei invazii pe care încearcă rușii. Pentru că, așa cum vă spuneam mai sus, ei au venit și au provocat. Eu le-am cerut autorităților de la Chișinău încă un lucru pe care ei tot nu l-au făcut. Le-am cerut să ia măsuri împotriva Partidului Comuniștilor care au făcut acte de profanare a ambasadei Rusiei, ambasadei Ucrainei la Chișinău. Acest act de profanare a sediului ambasadei Ucrainei a rămas nepedepsit până la ora actuală și asta se înscrie în șirul de la șteți pe care îl face această guvernare de la Chișinău în raport cu Voronin și această liotă de trădători care este în jurul lui Voronin. Se înscrie în toate actele pe care le face această guvernare în raport cu Voronin. Pentru că, așa cum vă spuneam și altă dată, nu numai din faptul că sunt o apă și un pământ toți, ci și pentru faptul că actuala guvernare, de fapt, are nevoie de pericolul comunist, are nevoie de Voronin ca pe fundalul lui să pară oameni cum se cade.
Acum, noi știți că mai multe vizite la Chișinău, vizite care au început să devină deranjante într-un fel și vreau să mă înțelegeți corect, deci eu sunt, noi cei care suntem pro-europeni și stăm cu așteptarea și cu sufletul tras ca nu cumva să se întâmple o provocare până semnăm acordul de asociere, chiar ne gândim că este foarte păgubos că conducerea de la Chișinău, doar ei au tărăgănat cât au putut în o lună de zile semnarea acordului de asociere. Noi suntem siguri că Băsescu are dreptate și Băsescu știe ce spune. Republica Moldova ar fi putut să semneze acordul de asociere până la sfârșitul lunii mai. Îl tărăgânează din mai multe motive. Îl tărăgânează pentru că vor să se apropie cât mai mult de campanie electorală, ca să-și strângă toți laurii și să meargă, pentru că altă temă de campanie electorală n-au. Îl tărăgânează pentru că Leanca ar vrea să-și mai prelungească viața politică și acum să vă fac o previziune clară care se vede acum. S-ar putea ca mafioții Plahotniuc și Filat să renunțe la serviciile lui Leanca după semnarea acordului de asociere. Eu nu exclud faptul că Leanca imediat după semnarea acordului de asociere într-o săptămână își depune demisia. Ca un om care vine și spune: domnule, eu mi-am făcut treaba, eu asta am vrut să fac, asta am știut să fac, să merg și semnez acordul de asociere, iar economia care tot mai mult îi în impas și așa mai departe, eu trebuie să plec. Și asta o va face nu din faptul că chiar așa gândește, ci din lașitate, pentru că asta îi vor cere patronii lui. Pe de o parte, Filat nu mai poate suporta, el nu mai poate suporta pe Leancă, și nu pentru că ar avea ceva personal cu el. Filat și-a pierdut somnul, Filat e nebunit de perspectiva de a dispărea în anonimat. Anonimatul omoară, el fudulul ăsta, dacă îl vedeți, el s-a scăldat în slava lui, pentru că în rest, în afară de anonimatul ăsta acum care l-a pasă, în rest are tot, bani și-a luat, își trage până acum aleargă cu sacii, cu bani și-i duc și așa mai departe. El vrea să revină, dar este umbrit de Leancă și această umbrit de Leancă îl face să caute niște soluții. Iar aceste soluții, chiar dacă la înlăturarea lui Leancă și la numirea unui guvern de tehnocrați, așa cum ar spune ei, Partidul Liberal Democrat ar pierde din pondere, Filat se împacă și cu asta. Chiar dacă porția lui va fi mai mică, dar cel puțin el, doar el să fie în frunte, pentru că dacă rămâne Leancă, el nu are decât să se împace cu rolul 2 în partid. Iar rolul 2 în partid nu îi oferă după alegeri vreo posibilitate de accedere în funcția pe care a avut-o altă dată. Asta se întâmplă acum în interiorul alianței de guvernare. Iar Plahotniuc, care știe că partidul lui are șanse din ce în ce mai mici să treacă în viitorul parlament, sigur că ar fi interesat la ora actuală să țină cu Filat și să nu mai facă războaie intermafiote între ei, urmând ca, dacă demit guvernul Leancă, ar putea pune un prim-ministru care să-l controleze ambii, în măsura în care și Partidul Democrat să aibă pârghii administrative de control asupra situației electorale. Deci asta se întâmplă la ora actuală. Ea nu se vede, această situație, dar noi trebuie să vă sesizăm asupra pericolelor care sunt. Repet încă o dată. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, suntem o formațiune politică care la ora actuală suntem antrenați și într-o luptă geopolitică. Am avut atitudini și vom lua în continuare atitudini vis-a-vis de orice încercare a Federației Ruse de a periclita suveranitatea și independența acestui proiect de țară care este Republica Moldova și pe care noi vrem să o schimbăm la față. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, vom fi în continuare la fel de activ. Duminica care vine vom avea o întâlnire pe care o să o privesc pe privesc.eu cu tinerii pe care îi adunăm aici la sediul nostru și mă refer acum la tinerii care sunt deja voluntari antimafie, care vor să devină voluntari antimafie, pentru că vă zic, pentru viitoarea campanie electorală avem nevoie de un angajament foarte puternic. Și aici am să mă opresc un pic la un subiect care iarăși vine din întrebările dumneavoastră și care întotdeauna a răsunat ca un light motiv pentru toate campaniile electorale. Domnul Mocanu, dar care este echipa dumneavoastră? Echipa mea, eu am arătat-o peste tot. Oamenii, când le spun, uitați-vă, asta este echipa mea. Deci ăștia sunt oamenii și i-ați văzut de atâtea ori în preajma mea acești oameni frumoși care sacrifică
încă muncesc, riscă alături de mine într-un angajament de a schimba la față această societate. Oamenii rămân nemulțumiți de răspunsul ăsta pentru că noi n-am avut posibilitate din acești oameni frumoși să facem vedete de televiziuniști, nici nu știu dacă le făceam, pentru că televiziunile din Republica Moldova ne-au ignorat cu desăvârșire întotdeauna și oamenii când rămân nemulțumiți de răspunsul meu pentru că ei ar vrea alături de mine să vadă fețe cunoscute, vedete pe care le văd la televizor. Și eu aș vrea să văd mai multă lume, dar dacă acești oameni nu își exprimă dorința de a veni, eu nu am de gând să umblu într-o campanie electorală cu sticla la invitat ca la nuntă și este și contraproductiv, pentru că atunci când vorbim despre un partid politic, trebuie să știți că nu numai Mișcarea Populară Antimafie la ora actuală nu are o echipă de guvernare, nu are nimeni o echipă de guvernare în Republica Moldova. Nu le are și eu recunosc foarte sincer. Noi, în schimb, avem oameni integri cu moralitate care vor adopta politici. Iar capacitatea de administrare a statului, așa cum v-am spus și într-o guvernare în care vom fi, noi nu vom vâna funcții, noi vom vâna interesul public, noi vom vâna ceea ce v-am spus până acum, le vom cere să instituim în Republica Moldova o misiune de supremație a legii. Dacă reușim, și sunt sigur că vom reuși să facem acest lucru, pentru o misiune de supremație a legii, noi suntem gata să mergem la mari sacrificii. Revin încă o dată, noi, Mișcarea Populară Antimafie, avem o agendă. Duminică facem, adică o agendă în continuare, desfășurare. În această perioadă, cât au fost sărbătorile astea, am avut de fiecare dată poziția, acum revenim să facem adunări și să ne întâlnim cu dumneavoastră peste tot. Duminică cu tinerii aici în sediul Mișcării Populare Antimafie, ne întâlnim să vorbim pe teme care vizează și viitoarea campanie electorală, dar și promovarea mesajului nostru. Pe data de cealaltă duminică, pe data de 25 mai, vom avea o adunare mare la sudul Republicii, în care vom aduna sprijinătorii de ai noștri din acea zonă, la Cahul, vom avea acea întâlnire de la Cahul, de fapt este și startul pregătirilor noastre de congres care va avea loc la începutul lunii septembrie și care va fi lansarea noastră în campanie electorală. Plus, după asta, sper că pe data de 1 iunie ajung la Dublin, unde mă voi întâlni cu concetățenii mei care mă așteaptă de atâta timp la Dublin și pe urmă o să vedeți o serie de întâlniri care o să le am atât în afara țării cât și aici în Republica Moldova pentru a promova mesajul nostru. Mesajul nostru, a doua republică, care constituie un angajament puternic pe care îl avem noi, angajament care vrem să fie sprijinit și de concetățenii noștri din Republica Moldova, dar și de peste hotare, pentru că, așa cum vă spuneam, acest handicap pe care îl avem în fața lor, care vor băga milioane într-o campanie electorală, noi îl putem acoperi cu participarea unor voluntari în campania noastră. Pentru că, așa cum vă spuneam, Mișcarea Populară Antimafie la ora actuală este crezută, lumea aude mesajul nostru. Important pentru noi la ora actuală este să ne organizăm acest vot pe care trebuie să-l dea și trebuie să-l organizăm ca lumea să fie alături de noi în viitoarea campanie electorală. Stimați prieteni și neprieteni, câteva cuvinte legate de același subiect care vă spuneam că noi trebuie să urmărim și să vedem la ce ipocrizii mai pot merge actuala guvernare. La ora actuală, cei ce îmi sesizează oamenii din domeniul afacerilor, Republica Moldova la ora actuală, din punct de vedere economic, se află în zona unor incertitudini mari, deci populația se află într-o depresie de consum destul de mare. Asta îmi sesizează agenții economice, au scăzut vânzările foarte mult, deși n-ar exista premizii economice foarte evidente pentru această scădere de vânzări, dar ea vine din motivul că mai mulți oameni din Republica Moldova, după acest război declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, se află într-o ușoară așteptare, cu atât mai mult că acum a fost liberalizat regimul de viză și cu mai mulți concetățeni de ai noștri se gândesc în caz că se întâmplă o catastrofă aici să plece peste hotare și cred că din această cauză se observă această stagnare. În același timp, poftele celor care se află la guvernare, mă refer acum la rechetul pe care îl fac ei în economia Republicii Moldova, nu se diminuează. Fiscul și vama
și oamenii de la partide la ora actuală au devenit și mai culpă pentru campania electorală și noi o să vă aducem de fiecare dată noi și noi probe asupra comportamentului criminal pe care îl fac cei doi mafioți, Plahotniuc și Filar. Dumneavoastră vedeți că eu nu-i slăbesc deloc din această îmbrățișare fatidică în care s-au văzut ei doi și care se vor acum. Eu care presupuneam că ei pot ajunge la un moment dat în conflict și poate ar fi ajuns în conflict dacă nu s-ar fi întâmplat niște lucruri între timp, mă refer acum și la situația din Ucraina, mă refer acum și la faptul că Plahotniuc a trebuit să ducă un război economic împotriva unor capitale rusești care și-au spălat banii pe aici și pe care el a vrut să-i fenteze, dar pe urmă i-au pus gheara în gât și a trebuit să lupte cu acel Platon, cu alte capitaluri rusești și a fost nevoit să-și păstreze așa zisa prietenie cu Vlad Filat. Deci acest lucru, mă refer acum la faptul că ei n-au ajuns în conflict, s-ar putea ca până la viitoarea campanie electorală să nu mai ajungă în conflict. Să nu mai ajungă în conflict pentru că ar putea să le convină, chiar dacă se urăsc reciproc de moarte, ar putea să le convină ca să formeze încă un guvern până la viitoarele alegeri, un guvern așa zis de tehnocrați și să scape cumva de leancă care a început să-i umbrească prin faptul că fiind prim-ministru și având o temă de campanie electorală foarte convenabilă pentru ei, îi bagă, în special pe Filat, îl bagă într-un anonimat extrem de stresant pentru el. Așa cum vă spuneam, la ora actuală, economia Republicii Moldova este în declin și consecințele acestui declin le resimt oamenii prin prețuri crescânde, prin lipsa locurilor de muncă și prin faptul, credeți-mă, vă rog pe cuvânt, și eu o spun în special pentru prietenii și concetățenii noștri din afara Republicii care se gândesc cu foarte multă îngrijorare la rudele lor de aici, din Republica Moldova, vreau să vă spun că viața la țară degradează într-un hal fără de hal și eu, care așa cum vă spuneam, noi care suntem o formațiune politică pro-europeană și ținem pumnii strânși pentru semnarea acordului de asociere în cel mai apropiat timp, începem să ne dăm seama că devenim un pic iritați de această nuntă în desfășurare în Republica Moldova, unde dimineața și până în seară sunt blocate toate străzile centrale pentru zecile de prieteni ai noștri de peste hotare care vin să sprijine Republica Moldova. Și eu acum când spun lucrul ăsta, în niciun caz nu-i critic pe ei. Eu critic conducerea Republicii Moldova care nu se mai oprește din această nuntă. Satele noastre, oamenii noștri, atât în Chișinău cât și în afara Republicii Moldova, sunt în prag de catastrofă umanitară. Și nu pot să nu amintesc aici un subiect la care s-a referit și doamna Bodrug, Daniela Bodrug, într-o emisiune. Nu pot să ocolesc acest subiect pentru că la ora actuală afară plouă și la câteva zeci de familii dintr-un bloc unde din iresponsabilitatea acestui primar a ars o mansardă, acești oameni stau cu umbrelele în casa lor. Este inadmisibil cât de mare iresponsabilitate poate manifesta omul ăsta. Și eu acum o spun despre un om pentru care noi am votat în campania electorală trecută, ca să nu-i permitem acestei caricaturi umane care se numește Dodon și care până acum provoacă liniște în jurul lui Chirtoacă ori de câte ori îl atacă, că nu-ți mai vine a te duce și a protesta. Spre exemplu, noi am fi voluntarii Mișcării Populare Antimafie, ar fi mers acum la primărie să-i ceară acestui irresponsabil, să-i ceară și probabil că o să facem lucrul ăsta, dar nu te poți duce de râul Dodon și de Maia Laguta. Nu te poți duce acolo. Iar toată lumea asta, dar ce vreți de la Dodon? Dar ce vreți de la Chirtoacă? Vreți să vină Dodon? Ce nu vă place Chirtoacă? Stau vreo câteva zeci de cretini în jurul lui și orice ai zice despre Chirtoacă, e Doamne ferește, nu vă atingeți de Chirtoacă, de această vacă sacră a politicii moldovenești. Eu asta o spun cu indignare. Poate reușesc să-l determin pe acest irresponsabil să găsească resurse la ora actuală să ajute acești oameni pe care i-a băgat în această foarte mare problemă. Serviciul, situație excepționale, dă un raport prin care ne povestește care ar fi pricina faptului că a ars
că s-a aprins acea mansardă? Păi vreau să vă spun că să ardă este posibil, dacă ducem până la absurd, nu numai mansarde, nu numai case, dar poate arde și râul Bâc, poate arde și lacul de acumulare Ghidighici. Problema nu e în motivele de la ce s-a prinde ceva. Problema este în faptul că ăștia au folosit materiale ușor inflamabile care au ars în 40 de minute ars toată mansarda aceea. Când normele europene despre care vorbește Chirtoacă ar fi cel puțin 120 de minute ca să nu se răspândească focul pe o arie așa de mare. Eu chiar spuneam în glumă, dacă tot despre cinism vorbeam, spuneam că zic, păi acum dacă tot fac mansardele astea din materiale inflamabile, poate mai bine le-ar face din materiale pirotehnice. Cel puțin efectul ar fi mai frumos, ar șuiera, ar trage salve europene, așa cum a promis Dorin Chirtoacă că va face un oraș european. Noi nu ne legăm de el ca chiorul de gard. Noi nu ne luăm de Dorin Chirtoacă pentru că am încercat să facem o campanie în jur. Pe noi ne enervează lipsa de responsabilitate. Pe noi ne scoate din sărite lipsa de atenție pentru cetățeanul simplu din orașul ăsta, pentru mizeria din orașul ăsta, pentru faptul că acest șmecher Dorin Chirtoacă, care așa până nu demult părea un tânăr naiv cu ochii peste cap la orice situație și care creează o sumedenie de situații stresante în orașul ăsta din cauza iresponsabilității, incompetenței și faptul că în 6 ani de zile nu s-a maturizat și nu cred că se mai maturizează vreodată. Și o facem noi, care avem mult respect pentru electoratul PL-ului, care a votat, este cel mai conștient electorat. O facem noi, care am chemat să voteze pentru el. Și vom sancționa orice apucătură de nesimțire a acestui primar. Nu mai spunem că toată liota aia de hoți la primărie și de corupți de la Urecheanu, toată a rămas până acum în primărie și se lingoșesc pe lângă ăsta și ăsta nu le face nimic. Cu mansarda, Dorin Chirtoacă, în mod sigur are o problemă. Și are o problemă legată de corupția din primărie. Și mare lucru să nu vă pomeniți dumneavoastră, cei care ne vorbiți până acum, că nu vă atingeți Dorin Chirtoacă, să vedeți că corupția l-a atins rău și pe Dorin Chirtoacă. Și eu când spun lucrul ăsta, știu ce spun acum. Trec să vă răspund la întrebările noastre. Sper că prin răspunsul la întrebări mai completez ceea ce nu v-am spus în prima jumătate a emisiunii noastre. Domnule Mucan, ce cunoașteți despre dosarul substanțe cu așa? Ce cunoașteți despre dosarul cu substanțe narcotice, de două substanțe, da? Narcotice ascunse în fasole pe timpul lui Papuc, precum și despre diplomele lui false. Ce știu eu despre dosarul ăsta? Eu știu că când eram la pușcărie în penitenciarul numărul 13, niște presupuși sau cred că, nu știu, până la urmă n-am mai urmărit cum a fost dosarul ăsta, dar acolo în penitenciarul numărul 13 stăteau niște persoane care erau arestate preventiv pentru această crimă. Și ei încercau, când mă scuteau la plimbare, să-mi strige niște chestii prin care spuneau că au fost, că sunt de fapt victimele unei înscenări. Eu nu știu exact, erau ei victimele unei înscenări sau nu, dar fapt că ceea ce vă pot spune cu siguranță este că Papuc l-a convins pe Voronin într-un anumit moment, l-a convins pe Voronin să transforme Republica Moldova într-o zonă de trafic de droguri care aducea venituri fabuloase. Spunându-i lui Voronin că, de fapt, traficul ăsta de droguri pe teritoriul Republicii Moldova n-ar afecta Republica Moldova pentru că va fi numai o țară de tranzit, iar drogurile astea vor merge în altă parte. Foarte mult trafic de droguri în acea perioadă s-a făcut prin oamenii lui Papuc. Papuc este un necărturar. Papuc nu are nici studii superioare. Aveți dreptate. Deci el a fost adus în Republica Moldova de Lucinski în acea perioadă, de prin alte zone ale fostei Uniuni Sovietice, unde s-a ocupat tot de crime. Papuc este criminal și Papuc ar fi trebuit să stea la pușcărie. Din păcate, acum stă în banca socială după ce a devenit și mare latifundiar. Vă amintesc că Urecheanu a fost acuzat și acea acuzație era adevărată, chiar dacă o făcea Voronin, că Urecheanu, într-o seară înainte de alegerile din 2000, când au fost ultimele alegeri la care a participat
Urecheanu, cred că în 2003 sunt alegerile la care a participat Urecheanu, în 2003, da. În 2003, știți ce a făcut Urecheanu? În 2003, Urecheanu, într-o noapte înainte de alegeri, temându-se că poate să piardă acele alegeri, a luat și a semnat vreo 500 de loturi de pământ pe care le-a dat la tot felul de lume, oameni de afaceri și așa mai departe. Sigur, pe bani grei. Acum, după ce a dat loturile astea, Voronin ne-a dat ordin lui Papuc după campania electorală și Papuc s-a ocupat de cercetarea intrării în posesie acestor locuri de teren a unor oameni de afaceri și așa mai departe. A pus ofițeri de urmărire penală care de fapt i-au escrocheat pe aia și le-au luat toate loturile astea de pământ, iar Papuc s-a transformat într-un mare latifundiar. Mă gândesc cu groază că dacă cumva ăștia care nu s-au ocupat de crimele săvârșite de Voronin scapă înapoi pe Voronin cumva într-o anumită formulă la guvernare, atunci acest Papuc ar putea reveni într-o funcție publică. E groaznic să-ți închipui așa ceva. E groaznic să-ți închipui așa ceva. Cum credeți, Uniunea Europeană are un plan de a ajuta să reformăm cu adevărat justiția? Sigur că are un plan. Sigur că are un plan. Tocmai din această cauză acum și este iritant într-un fel comportamentul ăstora care s-ascund sub umbrela acestei tragedii care se produce în Ucraina și au transformat integrarea europeană într-o nuntă care nu mai are sfârșit. Deci acum era momentul, pe parcurs cât Uniunea Europeană acum manifestă atâta interes pentru noi, Republica Moldova se avansează foarte mult pe calea reformelor în justiție și în alte domenii. Absolut nimic nu fac. Nu fac pentru că nu sunt interesați. Nu fac pentru că nu vor. Nu fac pentru că nu pot. Asta este motivul pentru care au transformat integrarea europeană într-o sărbătoare de asta prelungită și, și nu într-o muncă zi de zi de reformarea sistemului justiție care a ajuns într-un hal de corupție inimaginabil. Aici e marea problemă. Iar Uniunea Europeană, care acum se confruntă cu o situație din care într-adevăr nu are soluții. Acum nu mă refer la Republica Moldova, nu mă refer la reformele din Republica Moldova, mă refer la situația din Ucraina, pentru care, v-am spus și altă dată, Uniunea Europeană nu are soluție, nu are soluții imediate. Și această situație, sigur că este stresantă pentru toată lumea, această situație schimbă lumea, această situație schimbă Europa. Asta nu înseamnă că Europa ar trebui acum, în disperare, să caute soluții imediate. Pentru că în Europa, instituțiile statului funcționează de la sine și pe termen mediu și lung, Rusia în mod sigur va avea de suferit de pe urma acestei crime pe care o face acum. Uniunea Europeană, să nu aveți nicio îndoială, va cere în scurt timp îndeplinirea tuturor angajamentelor pe care și le ia Republica Moldova prin parafarea acordului de asociere, dar și prin apropiata semnare a acordului de asociere, care este de fapt un angajament puternic pentru schimbări în multe domenii ale Republicii Moldova. Dar așa cum vă spuneam, acum și mă uitam la primele rezultate acestui recensământ, deci și recensământul ăsta care se face cu o armată de oameni angajați pentru acest recensământ demonstrează că Republica Moldova de fapt nu mai are capacitate de administrare. Fiți siguri că așa cum lucrează acești oameni angajați pentru recensământ, așa cam se lucrează în toate instituțiile statului, pentru că nimeni nu s-a ocupat consolidarea capacității de administrare a acestui stat. Cum poate fi apreciate declarațiile demnitarilor noștri după plecarea lui Rogozin? Oare nu este asta o lașitate și frică față de Rusia? Sigur că da. Deci, așa cum vă spuneam, guvernanții de la Chișinău au preferat să îi pună în situații, ușor spus, delicate, în situații destul de dificile pe toți prietenii și toți vecinii noștri, iar ei să încearcă să-și tragă foloase deja după plecarea lui Rogozin. Deci, dacă, repet încă o dată, pentru cei care nu m-au auzit ce aici am spus la început, Republica Moldova putea, era în drept și nu era nicio problemă să renunțe la venirea lui Rogozin, să-i spună nu-ți aprobăm cererea de aterizare la Chișinău. Și atunci nu se producea tot ce aici s-a produs. Lașitate și condamnabilă este lașitatea. Ori
eu consider că noi trebuie să ne declarăm sus și tare că noi de Rusia ne temem. Numai că acțiunile noastre nu sunt lașe. Acțiunile noastre sunt de mobilizare și de dorință de a le, de a le da ripostă. Asta înseamnă, de fapt, să-ți fie frică de un, de un barbar ca Putin. S-a văzut câți angajați, câți agenți dubli ai Moscovei avea Ucraina în poliție și în procuratură și armată. Cum credeți, puteți să ne scoateți, să-i scoatem pe agenții Moscovei din Ministerile Republicii Moldova? Haideți să vă spun ceva, vă mulțumesc pentru această întrebare. Vreau să vă spun că ceea ce am văzut și eu la ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, pentru mine a fost șocant. Să-mi dau seama că, de fapt, Ucraina, la ora actuală, trece ceea ce am trecut noi în 92. După 22 de ani, Ucraina, de fapt, dă un război de independență la ora actuală, așa cum l-am dat noi în 22. Acum 22 de ani, atunci în Transnistria. Și tocmai acum, eu vă spun că trăiesc chiar o stare de mândrie la ora actuală, pentru că jertfa noastră pe care am făcut-o atunci în 92, acum se vede că n-a fost deprisos. Morții noștri, Dumnezeu să ierte, răniții noștri, n-a fost deprisos jertfa noastră. Eu mă mândresc de multe ori mai mult acum cu Ordinul Ștefan cel Mare, că am rezistat la Nistru, că am stat și m-au scos pe targă de acolo. Deci mă mândresc pentru că acum văd că abia acum se văd adevăratele efecte ale războiului pe care l-am dus noi în Transnistria. Pentru că noi atunci, deci războiul din Transnistria, războiul nostru de independență, ne-a dat posibilitatea să creăm instituții ale statului în care nu avem o masă mare de oameni care sunt, de fapt, coloana a cincea a Rusiei. Noi, la ora actuală, trebuie să ne mândrim cu lucrul ăsta. În poliție, în procuratură, nu mai avem elemente străine Republicii Moldova. Eu nu spun că nu există agentură, în mod sigur există agentură. Și primul agent al serviciilor secrete rusești stă în guvernul Leancă la ora actuală. Chiar adjunctul Leancă pe nume Lazar, care a fost stucaci la facultate, iertați-mă de acest cuvânt, dar nu găsesc turnător, să spune românește, dar el sună pentru spațiul nostru, știe lumea că s-a confruntat cu stucacii ăștia peste tot. Deci acest Lazar, care a fost stucaci, așa cum vă spuneam, la facultate, care a devenit ofițer KGB pe urmă și care a devenit mai târziu ofițer SIS, acum este, de fapt, agentul lui Rogozin, este agentul Moscovii într-un guvern pro-european la Chișinău. Eu acum când v-am spus chestia asta, v-am spus-o cu mândrie că noi am reușit și am curățit instituțiile statului de mafia rusească și din păcate am instaurat-o pe a noastră. Noi din această cauză, noi, Mișcarea Populară Antimafie, spunem a doua republică. A doua republică însemnând o a doua revoluție, pentru că în anii 90 am dat prima revoluție, am să mă opresc aici un pic pentru că sper că am să găsesc timp să fac o mică analiză a acestui fapt. Deci, forma de rezistență a moldovenilor în perioada sovietică au fost relațiile neformale, de cumătri, nănași, nepoți și tot așa. Fenomene despre care noi am vorbit atâta timp în Republica Moldova, nănășism, cumătrism, ca fenomene negative care au avut o conotație pozitivă în perioada sovietică, era singura formă neformală de rezistență împotriva unor structuri formale imperiale. Din păcate, ceea ce am instaurat noi după ce am dus acel război de independență, am organizat o conducere națională de surgintă mafiotă. Deci trebuie să știți că guvernele democratice din Republica Moldova sunt de surgintă mafiotă, anume datorită acelui fenomen de rezistență care a fost din perioada sovietică. Acum noi am ajuns la situația că cei cu cine bucuram, eu chiar glumeam într-o zi cu colegii mei și le spuneam, mă bucuram în anii 90 când mă oprea un polițist moldovean și spuneam, uite, chiar dacă ăsta se comportă ca un porc, de-ai porc de-a nostru, de-a nostru național, moldovean, nu mai sunt, nu avem elemente străine aici. Ca acum să ajungem și trebuie să suntem nevoiți să-i curățăm și pe ăștia, ca să facem o țară cu perspectivă europeană și o țară europeană. În acest sens,
conducerea Republicii Moldova, așa cum este ea asta pe care o avem acum, ea nu este de esență europeană. Grija lui Plahotniuc și Filat și la toți mâncăii de pe lângă dânsii este cum se integreze rusește în Europa. Cum se integreze în Europa, dar să-și păstreze toate apucăturile pe care, care sunt dulci și bune din spațiul ăsta tătaro-mongol rusesc, unde corupția e la ea acasă, unde dublele standarde sunt la ele acasă, unde minciuna este la ea acasă și așa mai departe. De fapt, asta fac actualii guvernanți. Bună seara, domnule Mucanu. Ce părere aveți despre creșterea cursului valutar? Ce face Drăguțan? Nu cumva au vreo schemă pentru ca să fure banii din rezerva Băncii Naționale a Moldovei? Stimate prietene, de mult fură bani și astăzi o spune Banca Mondială, o spune la Chișinău că problemele din economia Republicii Moldova sunt generate de sectorul bancar. Punct. De sectorul bancar. Cei ce face Drăguțanu, cei ce face unealta lui Plahotniuc și Ghimpu. Țineți minte că Ghimpul l-a adus pe Drăguțanu și l-a dat lui Plahotniuc, i l-a vândut, de fapt, lui Plahotniuc. Încă multe porcării o să trebuiască să rănim noi de pe urma acestui cadru național care este Ghimpu și care se acoperă și cu memoria fratele lui și cu multe alte lucruri încearcă să-și acopere mârșăvenia pe care a făcut-o în raport cu Plahotniuc. Pe Drăguțanu l-a adus Ghimpu. Domnule Mucanu, spuneți-ne, vă rog, ce se întâmplă că la Jurnal TV și Pro TV că plasează reclama lui Dodon cu moldovenismul lui? Nu cumva au ajuns la bănuții lui Dodon? Da, eu mă gândesc că publicitatea pe care o vedeți dumneavoastră la televizor este rezultatul faptului că aceste televiziuni sunt comerciale și eu, într-un fel, îi înțeleg. Deci eu nu știu cum de procedat în cazul ăsta. Mă irită și mine publicitatea lui Dodon, dar asta e. Eu nu știu dacă ei, în condițiile astea în care nu pot supraviețui altfel, de iar politica în Republica Moldova este o afacere din care oricine poate... Deci, dumneavoastră vedeți că toate televiziunile din Republica Moldova, dacă în alte părți televiziunile sunt comerciale în sensul în care factorii economici sunt cei care au interes pentru televiziuni și le sprijină și fac bani din televiziuni. La ora actuală, în Republica Moldova, bani în televiziuni le fac numai din politică. Închipuiți-vă că mâine, și nu este greu să ne închipuim, da? Pentru că Partidul Democrat din ce în ce mai are rezultate din ce în ce mai mici și este pe un trend descendent aproape abrupt. Eu sunt aproape sigur că Partidul Democrat nu va fi în viitorul Parlament. Păi, uitați-vă că dacă ajungem într-o bună zi că stăpânul public a TV, Plahotniuc, nu mai are pârghiile economice și politice să-și facă banii, postul de televiziune publică TV, m-am luat de publică TV acum pentru că publică TV este singura televiziune de știri acum în Republica Moldova. Publică TV dispare în maxim 3 luni de zile. În maxim 3 luni de zile. Eu cred că într-o lună dispare. Știți de ce? Pentru că Publica TV este cea mai scumpă jucărie a lui Plahotniuc. Cum televiziunile astea, ProTV-ul și Jurnalul și altele, se existe decât din publicitate politică? Din publicitate politică. Este respingător ce aici face caricatura asta de Dodon. Este respingător. Eu acum am văzut publicitatea lui, cred că la Jurnal am văzut-o, cu campania asta a lui Suntem Moldoveni. Și o face acum, în perioada recensământului. Nimeni nu neagă că suntem moldoveni. Și eu mă mândresc că sunt moldovean. Dar din asta ce trebuie de făcut? Campanii? De făcut campania asta, mă mândresc că sunt moldovean împotriva faptului că suntem români? Sau ce e asta? Bună seara, domnul Mucanu. De ce după semnarea acordului de asociere despre pericolul unei preluări forțate a Republicii Moldova în zona de influență a Rusiei? Ca să înțeleg. De ce după semnarea acordului de asociere dispare pericolul unei preluări forțate a Republicii Moldova în zona de influență a Rusiei? Hai să spunem altfel. Semnarea acordului de asociere înseamnă, de fapt, nu dispariția pericolului, ci diminuarea lui. Diminuarea lui considerabilă. Din simplu motiv că noi vom avea măcar din acest motiv, că noi vom avea deja un acord semnat
de relații strategice cu Uniunea Europeană. Deci prietenia noastră cu Uniunea Europeană, prietenie care acum ne arată în fața întregii lumi că avem protecție, avem prieteni, într-adevăr, diminuează foarte mult pericolul rusesc și îl diminuează psihologic, dacă vreți. Putin acum numai nu se vede, o să se vadă în cel mai apropiat timp în ce situație idiotă se află și în ce situație idiotă și-a pus propria țară și propriul popor. Războiul e lângă noi. Cum putem scăpa de această prostie din Constituția noastră? Vă referiți probabil la statutul nostru de neutralitate. Este o mare prostie, statutul ăsta de neutralitate, pe lângă faptul că el e numai în imaginația noastră neutralitatea, pe lângă asta aduce prejudicii mari Republicii Moldova. Stimații mei prieteni și neprieteni, pas cu pas vom scăpa de influența puternică a Rusiei în această zonă. Vom lichida mafia din Republica Moldova, vom aduce misiune de supremație a legii, se va ridica încet, încet nivelul de trai. Lumea va înțelege că în condițiile în care au regim liberalizat de vize, în condițiile în care au alt nivel de trai, vor înțelege că au nevoie și de securitate. Și atunci noi vom reuși. Niciodată să nu disperați, niciodată să nu spuneți nu este posibil. Eu dacă aș ști că nu este posibil, nicio zi nu m-aș ocupa de ceea ce mă ocup. Însă eu știu sigur că se poate. Eu știu sigur că noi vom reuși în acțiunile noastre pe care le facem. Vom reuși să rezistăm la provocările Kremlinului până la 28 iunie, când vom semna acordul. Tare sper, tare sper să reușim, stimații mei prieteni și neprieteni. Tocmai din această cauză consider o irresponsabilitate enormă faptul că guvernarea de la Chișinău tărăgânează semnarea acordului de asociere încă cu o lună, pe când el liber putea fi semnat în luna mai. Eu nu am la ora actuală probe, dar am o bănuială că tărăgânarea asta de o lună a făcut o guvernare de la Chișinău. Credeți că Leancă o să semneze acordul de asociere sau va proceda ca Ianucovici? Nu, el va semna acordul de asociere. Nimeni nu mai vrea să pățească ca Ianucovici. Pentru că cine va face ca Ianucovici, ca Ianucovici va păți. Chiar dacă ăștia acum merg cu inima strânsă și se tem groaznic de pușcărie, ei n-au încotro. Acordul de asociere va fi semnat. Va fi semnat. Ba mai mult decât atât, vreau să vă spun. Indiferent, credeți-mă, vă rog, de conjunctura în viitorul Parlament, nimeni nu va denunța acest acord. Nimeni nu va îndrăzni să denunțe acest acord. Credeți că moșnegoiul ăsta de Voronin care amenință acum toată lumea va îndrăzni să denunțe acest acord dacă ne închipuim printr-un coșmar că ei ar putea să ajungă la guvernare? Niciodată. Semnarea trebuie făcută cât mai repede pentru că după asta facem un pas irreversibil. Nimeni nu va îndrăzni să umble la el și să-l denunțe pentru că atunci e scandal mare. Găgăuzia în frunte cu PD-ul a început să mituiască alegătorii cu kilograme de orez. De ce Diacov nu știe nimic despre asta? Ei nu știe Diacov. Diacov e un șmecher care, din păcate, mai este în Republica Moldova până acum. Omul ăsta de mult trebuia să nu mai fie pe lângă politică. Minte la orice pas și așa o dă cu fluieratul prin Găgăuzia, pe unde vreți. Da, ei au început deja pomenile electorale. Da, ei deja pot să cumpere legătorii. Dar n-aduce ziua cât aduce ceasul, spunem noi. Domnule Mocanu, Plahotniuc a înaintat un proiect privind finanțarea partidelor de către stat. Puteți să ne explicați ce e cu teatrul ăsta? Este un teatru, dumneavoastră deja ați răspuns. Un proiect de lege pe care Chipurul l-a făcut Plahotniuc. Dumneavoastră, deci toată chestia asta astăzi a fost la un post de-a lui de televiziune. Plahotniuc are un proiect de lege prin care propune... Deci eu mie vă spun că am râde dacă ăștia n-ar fura atâta. Teatrul ăsta este făcut pentru... Vă închipuiți câtă bucurie are Vladica ăsta? Vladica, așa îi spuneau prostituatele pe care le trafica el în Turcia și în Balcani. Vă închipuiți proxenetul ăsta
câtă bucurie are el când aude numele lui la televizor, el care vă spun, n-are nici carte, o să vedeți, nu are diplomele lui false de studii, omul ăsta nu a făcut niciodată școală, asta nu înseamnă că el nu are niște capacități, eu Doamne ferește, nu asta spun, eu spun faptul că omul ăsta este neinstruit, dar vă închipuiți când golanul ăsta se uită la televizor și aude numele lui că el a propus un proiect de lege. El, în general, în viața lui, a visat că, probabil, că iese din lumea criminală și ajunge într-o funcție de stat. Și a ajuns, slavă Domnului, prin acțiunea noastră din 6 ianuarie 2013, nu mai rămas nimic, nici din funcția lui, nici din funcția lui Filar. V-am spus că am să mă mândresc întotdeauna cu acțiunea aia și o să consider că un pas mare noi deja l-am făcut, măcar prin faptul că ăștia nu sunt în prezidiu Parlamentului. În monitorul oficial al României a fost publicat certificatul medical pe care toți tinerii în vârstă de 20-35 de ani sunt obligați să-l dețină la recrutare în caz de război. Nu credeți că și guvernarea noastră ar trebui să ia ceva măsuri în acest sens? Sigur că trebuie să ne luăm toate măsurile de securitate posibile și imposibile. Sigur că trebuie să ne ocupăm de lucrul ăsta. Din păcate, așa cum v-am spus, avem o conducere total irresponsabilă. Domnul Mucanu, până unde poate merge toleranța în statele europene? Mă refer la individul care a câștigat Eurovizionul. Stimați prieteni și neprieteni, dumneavoastră când mă întrebați asta, de fapt nu vă supărați, dar sunteți victima propagandei rusești. Mie tot nu-mi plac asemenea chipuri. Eu, adică nu-mi place lucrul ăsta. Dar eu consider că fiecare om are dreptul la viață fericită pe lumea asta. Chiar dacă gestul ar putea să pară pentru unii ușor provocator, dar propaganda rusească a făcut din chestia asta, noastră știți că propaganda rusească încearcă să reducă civilizația europeană la homosexualism și asta o face și biserica rusească și toți ceilalți. Dar dumneavoastră uitați-vă la Kirkorov. Ieri a dat cineva pe Facebook și a întrebat să găsiți niște deosebiri dintre Kirkorov și persoana care a câștigat Eurovizionul. Nu găsiți. Uitați-vă la ruși. Kirkorov tot se îmbracă în haine de femeie, tot poartă barbă și așa mai departe. Ori ei din asta fac propagandă anti-europeană, reducând civilizația europeană la homosexualism? Nu cădeți pradă unor asemenea trucuri ieftine rusești. Domnule Mucanu, cum credeți de ce se ascunde în spatele acestui recensământ prin întrebări de genul câtă locuință ai, câți bani ai și unde ai făcut și unde i-ai făcut? Eu zic să încercați să răspundeți decent la întrebările astea, pentru că este un recensământ necesar pentru noi și cred că sper că avem siguranța că cei care vă întreabă păstrează secretul conversației dumneavoastră. Domnule Mucanu, ce ne puteți spune despre implicarea lui Ahmetov în sudul Ucrainei? Așa, din câte am văzut și eu astăzi, a fost o informație, se pare că Ahmetov va încerca să joace un rol pozitiv în regiunea sud-estului Ucrainei și m-aș bucura dacă ar reuși acest lucru, pentru că se pare că interesele lui Ahmetov la ora actuală intră în contradicție cu planurile rusești de a rupe acea regiune. Și mă gândesc că interesele lui de mare oligarh acolo în Ucraina ar putea să mai tempereze spiritele în zonele Lugansk și Donetsk. M-aș bucura dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta. Domnule Mucanu, spuneți-ne, vă rog, cu cine să votăm la europarlamentare. Mergeți și votați la europarlamentare. Mergeți în acea zi, am să merg și eu și am să votez, dar eu încă nu m-am determinat pentru cine. M-am mai întrebat și data viitoare, poate până atunci reușesc să vă sugerez ceva prin zona măcar și a unui deținut politic care a stat la Tiraspol pe nume Alexandru Leșco, chiar dacă partidul cel a sprijinit de Băsescu nu-mi place tot atât de mult cât și Băsescu, să zicem, care are o poziție clară și nu-mi place mai mult din cauza unor figuri de aici, de prin spațiul ăsta, care se dau rotunzi.
Dar mă mai întrebați data viitoare și vă spun, important e să mergeți la alegeri și să votați, pentru că noi prin participarea la acest vot putem să îi ajutăm pe concetățenii noștri din Republica Moldova să se simtă europeni prin votul pe care îl dăm noi pentru niște europarlamentari care vor sprijini și cauza Republicii Moldova în Parlamentul European. Domnule Mocanu, de ce nu se elimină agentura rusească din SIS? Pentru că SIS-ul trebuie desființat. SIS-ul trebuie desființat. Și Mișcarea Populară Antimafie va avea acest punct în programul electoral. Acest SIS, care este o reminiscență a KGB-ului, trebuie desființat și făcută o altă structură de inteligență a Republicii Moldova. Stimați prieteni și neprieteni, fiți alături de noi la manifestările pe care le avem. Nu uitați, duminică, priviți-ne, cred că la orele 11, la orele 1, la orele 13. La orele 13, duminică, vom avea o transmisiune în direct de aici, de la sediul Mișcării Populare Antimafie, cu tinerii noștri voluntari, cărora le vom vorbi despre viitoarea campanie electorală și sper că dumneavoastră veți fi alături de noi și la această adunare și la alte adunări. O să prin cei ce vom vorbi noi, o să primiți și dumneavoastră lămuririle necesare și o să vă încadrați, sper că cei care ne sprijiniți o să vă încadrați să le spuneți și altor oameni să sprijine viitoarea campanie electorală, Mișcarea Populară Antimafie. Bună seara!